Salutare, dragile mele, bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi am pentru voi idei de cadouri pentru Crăciun. Am venit aici lângă braț să filmez și, desigur, lângă Cocuța, pentru că Lilia nu știu pe unde se joacă sau ceva de genul ăsta, oricum nu ne onorează cu prezența astăzi. Așa că hai să începem, pentru că am o mulțime de idei frumoase de cadouri pentru Crăciunul acesta, altfel 2020. Bun, hai să le luăm pe rând. Pentru că, deși am multe lucruri aici care pot fi cumpărate, vreau să vă arăt un lucru pe care l-am făcut eu și pe care cred că puteți să-l realizați și voi acasă, mai ales că este foarte, foarte simplu de realizat și va fi un cadou unicat, având în vedere că e făcut de voi. Am aranjat această tavă superbă, am cumpărat câteva suculente, am cumpărat o săniuță de la Jumbo, a fost 15 lei, plantele au fost 5 lei bucata, lumânarile au fost tot așa vreo 5 lei și să zicem că cele mai scumpe au fost aceste bobițe artificiale roșii, tot așa 5 lei bucata și am 3. Da, dar este un cadou foarte drăguț și handmade. Apoi, să trecem la chestii care se cumpără direct. Deci, Lily nu vrea să stea locul lui acum, Coco a plecat. Pentru că a venit Andrei și Coco e fomistă tot timpul. Când îl aude pe Andrei, vede așa, știți cum sunt în desenele alea animate? Animăluțele alea și-au dollar signs la ochi. Ei, Coco vede numai pernițe dreamies, așa. Deci așa să vă imaginați pe ea. Așa, apoi vreau să vă arăt un cadou pe care l-am primit de la Cibo. Și eu zic că n-ai cum să dai greș cu un cadou ca și cafeaua. Dar nu oricum, ci vă aranjați frumos, eventual și cu niște cănițe Cibo alături. Deci, am fost informată că s-au lansat noutăți de la Cibo. Ambalajul este cu un look nou, dar s-a lansat și cafea instant. Pe aia nu mai am să vă arăt, pentru că Andrei și-a dus-o deja la locul de muncă. Dar lui îi place cafeaua instant, e preferata lui. Acestea sunt cănițele. Eventual la o prietenă, la o vecină de bloc cu care vă înțelegeți foarte bine, la bunica, la bunicu, cafea măcinată, cafea pentru mine, cafea boabe, pentru că eu am un aparat care îmi face cafea proaspătă în fiecare zi. Cu cafea n-ai cum să dai greș. Apoi, un aparat despre care v-am mai vorbit de foarte, foarte multe ori. Uite că a venit și Cocuța acum înapoi. A venit, s-a săturat, vă pupă și se culcă aici pe plănița asta. Bun, deci un aparat despre care v-am vorbit de foarte multe ori, atât pe Instagram cât și pe YouTube, fiindcă l-am încercat și îmi place maxim. Așa că este aparatul epilator de la Panasonic, care are mai multe capete interschimbabile, este rezistent la apă, poți să te epilezi cu el și în apă, la duș, ceea ce e super, super mișto. Așa că dacă n-ați văzut acel clip, acum n-am să intru foarte mult în detaliu, dar e un cadou util și vă las link-ul în descriere unde am făcut un review la acest epilator. Apoi, alte chestii foarte, foarte frumoase sunt aceste bomboane de la Bucuria. Îmi plac maxim, sunt delicioase, neapărat să încercați astea, îmi plac foarte mult Chișinăul de seară. Ia uitați ce cutie superbă! Efectiv, e superbă. Pe asta încă n-am deschis-o pentru că e sigilată și chiar vreau să o duc cadou de Crăciun, dar sincer e ca un tablou ambalajul această cutie de bomboane. Dar de unde știu cum e și ce gustare, pentru că în cutia aceasta, în tășcuța asta micuță, așa, a fost și bomboane Chișinăul de seară și de acolo știu. Dar pe site-ul lor, pe bucuria.ro, găsiți foarte, foarte multe idei de cadouri. Ba mai mult, am aici sub braț niște globuri. Globuri de genul ăsta, care și acestea sunt pline cu bomboane, Bucuria. Și o ghetuță plină cu bomboane. Asta e super idee de cadou pentru copii, dar și pentru prietene. Și la fel este și această cutie, care se cheamă Cartea cu Bucurii. Desigur că este plină cu bomboane. Ia uitați. Mamă, dacă știi cum miroase. Arom
A trandafirea caramele e genială. Genială, îmi place mult uitați asta aici nouă de seară. Dar mai este una care mie îmi place foarte mult, deci nu știu dacă vă plac vouă bomboanele astea aromate. Da, nu e aici, cred că acolo, dincolo. Bomboane cu trandafiri, mamă, deci parfum pe ceruguri. Apoi, să trecem mai departe. Am și câteva parfumuri în seara asta să vă arăt. Așa că încep cu parfimo.ro pentru că am o cutie superbă, neagră. Și mi-au trimis o surpriză. Încă nici n-am deschis-o, chiar am vrut să o deschid aici împreună cu voi. Bucuria trebuie împărtășită nu numai de Crăciun. Echipa Parfimo. Parfimo 2021. Oh, super! Să sperăm că va fi un an mai bun. Și am aici un set. Deci v-am zis că ei pe site au foarte multe oferte și prețuri foarte accesibile, dar și seturi, mai ales în perioada asta e foarte util să iei un set, pentru că ieși mult mai bine. Și eu am aici, mamă ce dulce e și miroase super, încă nu l-am încercat, dar vă zic, se simte deja din cutie. Și am aici un neseser, un Parfum Escada Parfums. Mamă, e cu cactus. Ce m-a nimerit. Ce m-a nimerit. Ia uite, ce superb e. Super cute. Ăsta se numește Flora del Sol și conține un parfum și o loțiune parfumată. Escada. Wow, super dulce. Foarte dulce. Sincer, este un parfum de vară, clar, n-ai cum să dai vară cu el, pentru că mă duce cu gândul direct la o plajă. Mamă. Foarte fain. Foarte fain. Și vă las linkul în descriere de unde îl puteți comanda, așa că o idee drăguță de parfum. Mai ales că vine și cu acest porfar foarte drăguț. Următorul pachet vine de la Pupa. Știți că cei de la Pupa lansează cu ocazia fiecărui Crăciun un set de produse, dar și o cutie cadou. În fiecare an a fost un alt animăluț. Odată a fost o broască testoasă, după aceea au fost delfini și anul ăsta este o veveriță. Este o cutie roșie și asta e veverița cu porfard. Veverița Pupa. Sunt mai multe, desigur. Asta este doar o singură variantă. Squirrel Pupa. Ia uitați, se deschide așa. Super versatilă și puteți să comandați de pe pupamilano.ro. Ia uitați, pentru ochi, față și buze. Sau găsiți în magazinele lor din Timișoara, București, Constanța, cred că au și la Brașov și Cluj, dar nu sunt sigură, așa că cel mai bine vă las linkul în descriere. Ca de obicei, dacă primesc o mulțime de produse, eu le împart cu voi, așa că urmează noi giveaway-uri. Apoi, alte noi lansări, mulțumesc tare mult Pupa, sărbători fericite și vouă. S-a lansat colecția de Crăciun și Anul Nou, care se numește Sparkling Attitude. Este o gamă colorată în auriu și roșu. Aici am doar câteva din produse, dar vi le arăt. Asta e sigilat, așa că nu îl deschid pentru că vreau să îl fac vouă cadou. Se cheamă Fluid Highlighter. Celălalt este unul compact. Cred că am să-l fac tot vouă cadou. Auriu. Un auriu superb, desigur, cu oglindă. Apoi, două produse pentru buze. Asta e un lipstick. E un burgundy, exact ca ambalajul. Și un gloss mai sclipicios. Mai există încă o orj aici. Văd că anul ăsta s-a trecut de la roșu la alte nuanțe. Ăsta este un roșu cărămiziu. Nu e roșu acela clasic, e un roșu cărămiziu. Și încă două farduri. Unul cameleon, superb arată ăsta. Și încă unul mov. Mă rog, mov, un burgundias și ăsta. Se potrivește cu rochia mea. Hai, focusează, așa.
Astea două sunt nuanțele. Arată superb, sincer. Desigur, și astea au oglindă. Deci ei sunt foarte, foarte atenți la toate detaliile astea. Acum, să trecem la alte parfumuri. Pentru că vi l-am și arătat pe Instagram, am un pachet de la nicheparfumerii.ro și dacă vă plac parfumurile intense, super sexy, un pic masculine, care să se simtă de la celălalt colț al străzii, să fiți admirate, mamă, deci ăsta este cel mai super parfum pe care l-am mirosit de la ei și l-am primit de la ei. Bine, tot acest set se poate cumpăra separat pentru că este un set lansat de către ei și e doar cu mostre, dar mostre de 1,5 ml cu pompiță. Deci, și astea sunt făcute de ei. Ăsta se cheamă Oud Achillaria de la Oman Luxury. Deci, neapărat să mergeți în noul lor magazin din București dacă sunteți acolo. Vă las linkul lor în descriere. Mamă, n-am cuvinte să-l descriu cât de superb este. Eu m-am făcut... Nu prea mă dau cu el, sincer, că vreau să-l păstrez, dar m-am dat cu el odată, două pufuri și de dimineață până seara am simțit parfumul miroase superb. Am fost și admirată pentru el, chiar credeți-mă, este bestial. Dar mai am aici și altele. Oricum, sunt foarte multe parfumuri în acest set. Este setul unisex, dar mai există și alte seturi, tot așa, mini, așa că vă las linkul în descriere. Apoi, de la paulaschoice.ro am primit un cracker din acesta de Crăciun și e alcătuit din două produse. A meu e Show Your Glow, dar vă las tot așa linkul în descriere. E o cutie din asta super mică de cadou, dar foarte drăguță, așa se cheamă Cracker. Și a fost în el un produs din acesta mini cu retinol și bakuchiol. Un tratament antirid. Recunosc că anul ăsta la mod a fost bakuchiolul ăsta, nu știu exact cum se pronunță, dar este un ingredient asemănător retinolului, din câte am înțeles și citit, și este antirid. Și celălalt produs e un produs fără de care eu nu am cum să mai rezist. Este un produs cu 2% BHA pentru tenul gras și acneic, așa că e un produs must have. Vă las linkul în descriere dacă aveți cumva prietene sau soții care sunt înnebunite după produse de skincare. Așa, următorul pachet este de la Femme Luxury și mi-am luat, nu mai știu exact ce mi-am luat, sunt vreo 4 chestii de haine, dar dacă vreți haine super sexy, găsiți la ei. Nu mai știu exact, sincer, nu mai știu ce mi-am comandat pentru că a fost de mult, dar sper că am numerit mărimile acum. Așa, ăsta e un tricou. Oare ce mărime e? Deja am emoții. Hai de capul meu ce mare e. Vai, de ce? Uitați. Fearless Femme. Fearless Femme pe mama. Că nici pe mama nu-i pun tricou ăsta. Da, bun. Mă bucur. Poate o să dorm în el sau ceva. Vai, deci ce mă enervează? Că nu pot să le port. Nu știu, cred că mi-am luat M sau nu știu ce mi-am luat. În fine, este un clip în care ar trebui să fiu super zen, așa că nu mă enervez. Bun, hai că mi-am găsit o rochiță super sexy asta. Sper că e ce trebuie. Asta e varianta neagră. Mai am încă una pe crem, dar aia mă cam strânge și e mai lungă decât asta. Asta e varianta pe negru. Ia uitați, cam așa ceva vine. Rochia este din licra. Un licra dublat. Să fie totuși puțin mai groasă. Dar... din câte văd eu, asta mi-e bună. Cred că size 6 mi-am cumpărat, da? Așa arată. Apropo, rochia de pe mine este de pe everpretty.com. Am făcut un mini try-on video, așa că vi-l las în descriere. Acolo sunt rochii elegante, aici sunt doar mai loungewear și homewear. Apoi, așa, un mini training e ăsta.
cred că și ăsta mi-e mare. Nu știu exact cum e. Am mai pățit să-mi fie buni pantalonii și să nu fie bună bluza. Sau invers. Dar din câte văd eu, pantalonii ăștia o să fie buni. Sunt crem. Maro. De fapt, sper să-mi intre fundul în pantalonii ăștia. Și asta e o bluză care vine peste pantaloni. Asta, vă zic sincer, mie nu că mare, mie uriașă în cap de două ori în ea, dar are un cordon așa cam solid. Deci, așa, astea au fost două chestii și aici mai am un training. Size 8. Nici nu vreau să deschid. Deci, haideți să vă zic, mi-am cumpărat-o de la ei size 6 și mi-au fost super mici rochile, a trebuit să le dau. Da, asta cred că totuși îmi va fi bun. E un training, dar e un training, îmi place cusătura asta aici pe mijloc, sincer, mi se pare super elegantă. Și e un training cu talie super înaltă și bluzița este crop top, îți vine așa până sub piept și atât. Deci asta cred că să fie bună, da. E din aceea largă și e și asta crem. Abia aștept să le încerc, întâi am să le spăl, desigur că nu le iau așa pe mine. Dar îmi place mult și materialul. Înăuntru este pufos. Ia uite. Așa. Interesant că size 8-ul de la ăștia mi se potrivesc și de la alte firme nu mi se potrivesc. Deci cam așa stă treaba. Penultimul colet este de la Farmec. Mi-au trimis un pachet super. Ia uitați cât de frumoasă e cutia. Prima dată încep cu un glob la care i-am distrus acum funda. Încă nu l-am pus aici pe braț, tocmai ca să vi-l arăt vouă. Și are înăuntru sclipici. Sclipici și o pană și scrie sărbători cu Farmec. Deci pe ăsta am să pun, nu s-o lăgăț pe undeva pe aici. Mai am aici niște pufuleți și bobițe roșii. Așa. Apoi mai am două cutii cu fiole. Unele sunt cu acid hialuronic 5% și celelalte sunt cu colagen. Ambele îmi plac foarte mult. Am mai primit încă un ser pe care l-am uitat pe masa de machiaj, un ser Equilibrium. Dar vă las linkul în descriere la tutorialul acestui look și cu siguranță îl veți vedea. Și un demachiant waterproof Gerovital Equilibrium. O felicitare! Deci, astea sunt niște idei super de cadou, să cumpărați produse de la Farmec. Chiar am nimerit odată în magazinul lor din Oradea și au venit niște doamne din Germania, erau prietene și erau, cred că, trei doamne împreună. Fiecare a cumpărat două plase, atât pentru femei cât și pentru bărbați și chiar am rămas surprinsă că au venit la cumpărături, mi s-a părut foarte drăguț. Și în același colet am primit o lumânare de la Candles, un alt brand românesc. E prima dată când aud de ei, dar vreau să zic că mirosul este foarte puternic și nu dăunează sănătății pentru că este o lumânare făcută din ceară de soia. Așa că este super naturală și și grijulie cu noi. Miroase foarte bine, dar au mai multe arome. Ultimul pachet a fost și cel mai recent care a ajuns la mine și care m-a surprins. A venit așa într-o cutie foarte frumoasă cu o fundiță pe care mi-a luat. Era o fundiță albastră. Sincer, nu știu unde este exact acum. Pachetul este de la Arabian Perfume. V-am zis că am câteva idei de parfumuri să vă dau astăzi. Arabian parfume.ro, așa se cheamă site-ul, dar vă las linkul în descriere exact ca să vă ducă la el. Și am primit un parfum arabesc, sincer vă zic, am rămas surprinsă. De ce? Pentru că în momentul în care l-am deschis, m-a surprins prima dată look-ul și ambalajul sticluței. Mi-aduce aminte de parfumurile alea de la Elisab. Sticluța lui îmi aduce aminte. El se numește She și este apă de parfum de la Louis Varel, Paris.
Ăsta, de exemplu, nu e un parfum arabesc în sensul foarte tare, mai masculin, mai amețitor. Ăsta chiar pare un parfum franțuzesc. Și nu știu de ce, dar mi-aduce aminte de Poem de la Lancôme. Puțin, foarte puțin. E din povestea aia. Oricum, e un parfum super elegant, foarte, foarte sexy și tare. Chiar e un parfum tare. Are 100 de mililitri și miroase bestial. Mama, deci am rămas surprinsă, sincer, când l-am mirosit. Nu mi-a venit să cred cât de bine miroase și cât de elegant. Și mai ales că e pe gustul meu. De-aia vă zic, prima dată m-am speriat că va fi ceva mai tare. Dar e foarte, foarte elegant și foarte plăcut. Așa că ăsta e parfumul, se numește Și de la lui Varel. Vă las link-ul în descriere și la acesta. Și asta a fost ideile mele de cadou pentru voi pentru acest Crăciun 2020. Hai, Lilia, să salutăm fetele! Vii? Ia uitați cu ce o ademenesc eu, cu burețelul. Așa, v-am zis eu cu ademenesc. A zis că vă salută. Bun, deci ăsta a fost clipul. Dragile mele, sperăm că v-a plăcut și dorim să vă urăm împreună, cu siguranță vă transmite și Andrei, sărbători binecuvântate, un Crăciun fericit și mai ales sănătos. Așa că ne vedem cu bine. Dați-mi un like, share, subscribe și ne vedem data viitoare. Pupici! Pa, pa!